ziua, dragilor, și bine ați revenit la o nouă ediție de Culisele Iubirii. Astăzi am o invitată foarte interesantă, care cu siguranță va avea foarte multe să ne spună. Eliminarea ei ne-a surprins pe toți. Din păcate, șederea ei în Casa Iubirii s-a încheiat în gala de duminică. Astăzi o să vorbim cu Kinga, o fostă concurentă din Casa Iubirii, care a petrecut destul de mult timp acolo. Bună, Kinga! Bună, salutare tuturor și bună, Bianca! Mă bucur că te văd. Și eu mă bucur. Cât timp ai stat în Casa Iubirii? Am stat în Casa Iubirii aproximativ 8 luni. Cam mult. Mult. Ți-ai fi dorit să mai continui? Sincer, da. Mi-aș fi dorit. Pe o parte. Crezi că a fost destinul sau cei din casă au forțat lucrurile? Cred că aici a fost mâna destinului. Pentru că ai fost în față alături de Sorin, da, și de Cristian. Cred că nimeni nu se aștepta ca tu să fii cea eliminată, mai ales că ești de la începutul competiției. Ai trecut prin foarte multe lucruri. Da. Și ai plâns. Am plâns foarte mult. Foarte mult. Regreți participarea la emisiune? Nu regret deloc, absolut deloc. De ce? Sincer, prima mea zi știu că am fost foarte cuplioroasă și am plecat mult mai matură, mult mai puternică. Tot timpul spuneam, îmi doresc un bărbat puternic și eram o fată slabă. Și această emisiune mi-a făcut să devin mai puternică și acum pot să spun, da, îmi doresc un bărbat puternic. Cam... care a fost cel mai dificil moment în care ai trecut în Casa Iubirii? Cel mai dificil? Atunci când m-am apropiat de Radu și după un timp trebuia să spun de fapt că nu mai vreau, deși eu îmi doream foarte mult. Nu puteam să spun de fapt adevărul că măi, nu mai vreau să fiu cu Radu. Și am plâns foarte mult și timp de 3 săptămâni eram întrebată în continuu, de ce nu mai vrei, de ce? Și nu am vrut să spun adevărul. Și am suferit foarte mult. O să spui vreodată adevărul? Nu. Nu o să spun nimănui lucrul ăsta, pentru că eu țin foarte mult la Radu și atunci când ții la o persoană, contează mai puțin adevărul și că tu plângi. Și contează mai mult ce simte el și cum îl faci pe el să se simtă. Să înțeleg că te-ai lăsat pe tine ca să fie bine lui. Da. A meritat? Da. Acum, da. Dar probabil peste câțiva ani, probabil o să schimb. Dar acum spun că da. Îți pare rău că nu ai format un cuplu cu Radu? Da. Trebuia să-l fac atunci. În început. Nu ai mers după... inimă? Nu, nu am mers pe inimă. Ai folosit mai mult capul? Da. Mintea. Te-a influențat cineva în acest caz? Nu. Am aflat ceva despre Radu în acel timp și pur și simplu nu am putut să accept. Să înțeleg că e un lucru pe care l-a făcut Radu sau îl face. Da. Așa, peste care tu nu poți trece. Da. Dar părerea ta despre el e aceeași. Da. Radu este un băiat frumos, în primul rând. Are niște ochi frumoși și dincolo de frumusețe, are ceva special. Nu se poate descrie. Are, nu știu, în ochii mei, nu știu, este un băiat foarte special și va rămâne întotdeauna un băiat special pentru mine. Este foarte deștept, este și inteligent, doar că, din păcate, este puțin imatur, influențabil. Și credul. Chiar aseară am vrut să... De fapt, i-am scris un mesaj și pe urmă m-am răzgândit și am șters. De ce? N-am vrut să spun în emisiune că, uite, mi-a scris Kinga pentru că vrea să mai vorbesc despre ea și am zis că mai bine nu. Deci nu ai încredere în Radu? Nu, nu am avut niciodată încredere în Radu. Niciodată. Știi că din foștii concurenți, mulți spuneau cum că tu și Radu ați vorbit înainte să înceapă emisiunea
și v-ați făcut un plan să formați un cuplu. Pentru că nu aveam încredere în Radu, m-am mâncat sigur în perioada aia când noi ne-am certat, cu siguranță el spunea că Kinga, uite ce mi-ai propus, dar nu, noi am vorbit doar de două ori la casting și încă o dată pe trei. Dar a existat o chimie între voi doi când da, ați văzut? Chiar atunci când am dus la casting, am stat în partea dreaptă și el stânga și m-am uitat la el, cred că o jumătate de oră și pe m-am dus eu prima lângă el și știi că m-a luat așa de mânuță, a fost foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult. Ai zis, gata, și acasă, e clar. Am povestit părinților mei că uite, m-am întâlnit un băiat, e foarte frumos, are niște ochi superbi și mi-a plăcut foarte mult de Radu. Lucrurile s-au schimbat în casă. Din păcate, nu ați reușit să formați un cuplu. Au fost mulți foști colegi de-ai voștri care veneau aici la mine în platou și întrebam despre voi doi. Și toți aveau cam aceeași părere. Că între voi există ceva. Există o chimie, există ceva aparte. Care nu s-a văzut neapărat în fața camerelor, pentru că voi erați destul de... Dar noi și pe hol când treceam. Radu știe că eu am sentimente pentru el, doar că el influențează Larisa. Larisa în casa fetelor vorbește... Da, vorbește ok cu mine, dă mie dreptate și când mergea la băieți, îi băga în cap lui Radu, uite Kinga, nu-i pentru tine, Kinga e așa. Doar ca noi să nu facem cuplu, că era șanse foarte mari să câștigăm emisiunea. Și Radu, nu știu, îi dădea ei dreptate. Ai urmărit emisiunea sau ți-au scris oamenii aceste lucruri? Îmi spuneau oamenii și într-adevăr mă uitam și chiar am văzut în casă când mergea la Risa, chiar într-o zi vorbea cu mine la masă și îmi dădea mie dreptate. Da, Kinga, ai dreptate, stai așa că ai dreptate. Îmi dădea dreptate ca eu să nu mă apropii de Radu. Și mergea tot în ziua respectivă în casa băiților și spunea lui Radu, uite, Kinga, nu-i de tine. Și el îi dădea ei dreptate. Ca publicul să țină cu el, nu știu, pentru voturi. E urât. I-am știut, dar în lucrul ăsta i-am scris lui Radu aseară, doar că am spus că hai să știi, nu mai are rost. Că am vrut să-l și atenționez, stai că spre finalul emisiunii o să-ți reproșeze toți concurenții cam ce ai făcut tu în casă. Că ai umblat cu Xenia, ba cu Aia, ba cu Kinga și că Kinga a avut dreptate. O să spun asta de la final. Dar zic, las. Vă auzi acum. Am vrut să-l trezesc puțin la realitate, că nu știu, mi-aș dori foarte mult să câștige Radu sau Sorin. Super. A fost chiar și un moment emoționant atunci când ai plecat. Da. S-au vărsat lacrimi, chiar și între tine și Radu. A fost un moment așa mai... Cel mai romantic moment pentru mine în casa iubirii. Cum poți să descrii acel moment? Ce ai simțit? Deci mi-am luat la revedere de la toți băieții, pe urmă de la fete și am simțit să mă duc înapoi la Radu. Chiar mi-am cerut voie să-l sărut. Am simțit să fac lucrul ăsta. Și a fost pentru mine cel mai romantic moment din casa iubirii, nu știu, titan. A fost, cum să zic, cred că povestea noastră de dragoste a început de la casting. Pot să zic, acolo m-am îndrăgostit, pur și simplu a fost dragoste la prima vedere și s-a încheiat când am plecat eu, când i-am dat sărutul. O poveste frumoasă, așa. Pot să remarc faptul că Kinga tremură. Vorbind despre acest moment, despre care urma să intrăm așa mai mult în detalii. Kinga tremură. Da. Emozii. Și când vorbește despre Radu, are lacrimi în ochi. Da. Deci nu regret acel sărut. Nu regret. Cum a fost chiar mai multe momente, nu știu, m-am simțit foarte bine. Chiar concurenții spuneau, dar ce credea Kinga că dacă îl sărută pe Radu să zică, să pună la loc? Nu. Nici vorbă. Tu ai vrut să rămână acest moment, să-l îți amintești de casa iubirii, da. S-a așteptat acest sărut între voi doi de foarte mult timp. De când ați intrat în casă și stăteați în grădina amândoi și urma să se întâmple, tu nu-ți doreai, nu se știa exact ce-ți dorești. Nu am făcut, sincer, ce am simțit pe parcursul emisiunii, dar înainte să plec am simțit seara, chiar am plâns foarte mult și am zis că se fac o scrisoare lui Radu, dar am spus hai să nu și am spus că în gală, când o să plec, o să fac ceea ce simt și asta am făcut și chiar sunt mândră de mine. Radu, cum a reacționat? A zâmbit. L-am văzut fericit.
Dar bine, și trist, totodată, durea că am plecat eu. Dar și fericit că l-am salutat. Dar când ai stat atunci în față, ai presimțit că tu vei pleca? Da. Da, de asta plângeam, pentru că m-am atașat de fiecare în parte, doar că încercam să nu mai plâng, știam că plec. Și să nu știu, să plec așa, cu fruntea sus, în glorie, cum s-ar fi spus. Ai încercat să te abții, să nu plângi? Da, dar nu am putut. Oricum, gala am început-o în lacrimi. De ce? S-au strâns prea multe? Da, s-au strâns foarte multe. Mi-era dor de familia de la Bistrița, cum nu i-am văzut de mult timp. Ba, și familia de la Iași, cum nu i-am mai văzut din mai. S-au strâns foarte multe lucruri. Și nu știu, am suferit foarte mult. Că nu am spus... Nu am spus. Oamenii puternici întotdeauna vor spune că sunt bine, că chit că ei nu sunt așa bine. Așa cum ai făcut și tu. Da. Și cum spunea și Radu, că Kinga este un copil. Da. Iar a fost acel sunet, a fost foarte viral pe internet, care el te descria pe tine. Da. Chiar am plâns atunci când am auzit aceste cuvinte. Dar uite, și atunci când a cerut-o pe Xenia de iubită și m-a întrebat doamna Andreea, eu i-am felicitat și a spus dacă mă deranjează. Și am spus nu, m-a deranjat sincer, dar am spus că nu. N-ai vrut să recunoști. Și în Camea Roșie când am fost cu Anca, m-a deranjat foarte mult. Sincer, m-a durut enorm de tare. Dar nu m-a spus-o. De ce te-ai obținut atât de mult? De ce nu ți-ai dat frâu sentimentelor, gândurilor? Pentru că nu știu, nu am vrut să sufăr. Am spus că dacă o să fiu cu Radu împreună și urmează ne despărțim, nu știu, nu am vrut să evit toate aceste lucruri. Și nici nu am vrut să arăt că sufăr. Oricum lumea spunea că nu, că eu n-am sentimente și oricum nimeni nu credea în noi sau în mine, mai mult în mine. Am preferat să nu mă afișez, să spun ce simt și toate cele. Nicola, s-a fost un pansament pentru tine? Nu. Nu, nici vorbă. Cum a fost pentru tine atunci când era în casă și Nicolas și Radu? Oricum când mergeam în casă, mă uitam la Radu, n-ai cum. E sincer, e foarte greu, mai ales la început, când te apropii de un băiat și nu mergi între voi și vine altă persoană, nu funcționează, mai ales când există ceva acolo. Acum am înțeles de ce comentariile oamenilor, de ce tot insistau de cuplu între voi doi. De la început ei v-au văzut împreună. Da. Clar a fost și este ceva între voi doi care cred că nu s-a sfârșit. Nu s-a sfârșit. Că știi atât de lucrul ăsta. Tu crezi că s-ar putea forma un cuplu între Radu și Anca? Da. Anca îl place pe Radu? Nu. Nu-l place pe Radu, nu. Iar e alte standarde. Și de ce? De ce ar vrea să formeze Anca un cuplu cu Radu? Pentru a rămâne mai mult în casă. Și de ce să nu câștige și un cec? Că asta ar și spus că, măi, chiar vreau să câștige și un cec, adică... Dar putea să se sărute fals? Ar putea să... Păi din moment ce se apropie de Radu, eu zic că da. Erai prietenă cu ea? Ce fel de relație aveai tu cu ea? Să știi că eu vorbeam cu ea în cameră foarte multe lucruri. Doar erați că noi... colege? Da. A stat cu mine în cameră și noi vorbeam foarte multe lucruri cu ea. Doar că în casă am spus, hai să spunem că nu suntem prietene. A, am înțeles. Ca să vă protejați. Da, să ne protejăm. Prietenii. Chiar dacă ea în casă mai dădea în mine, să dăm de înțeles că noi nu ne înțelegem la hotel și că nu vorbim. Dar acum... îmi dau seama că ea probabil dădea mine pentru că asta și simțea și credeam și cred că nu m-a suportat de fapt. Ea știa că tu ai sentimente pentru Radu? Ei povestit? Da. Ai testat-o? Nu. N-ai vrut să testezi, să vezi dacă într-adevăr ar putea să formeze un cuplu cu Radu? Nu am. Și atunci de ce ai ajutat-o? Prietenește vorbind? Prietenește, sunt un foarte bun. Deși nu se vede lucrul ăsta. De ce să nu se vede? Se vede că sunt fata aia rea, care face doar rău și joculețe. Dar joculețele mele au fost ori inteligente,
ori în scopuri bune. Adică nu cu scopul de a răni. Da, întotdeauna. Au fost câteva persoane care te-au acuzat că ai făcut joculețe din foștii tăi colegi care au mai venit la mine, spuneau că Kinga face joculețe. Nu? Dar într-adevăr, ai rănit pe cineva prin aceste joculețe? Pe Radu l-ai rănit în aceste joculețe? Cu Radu nu am făcut jocuri. Nu? Joculețe. Nu. Nu am făcut cu el. În schimb, el da. El cu mine da, pot să zic că da. Am încercat să se apropie de fiecare fată să mă fac pe mine geloasă. Și pe mine lucrul ăsta mă îndepărtează, chiar i-am și spus. Pe mine, dacă încerci să mă faci geloasă, pe mine mă îndepărtez. Nu mă apropii. Cum te-ai simțit atunci când a format un cuplu cu Xenia și s-au sărutat? Oricum, Radu s-a sărutat și cu Grațiela. Atunci m-a durut foarte tare, sincer. Prima a dată fost când... la început. Da, da, da. Prima dată m-a durut, de fapt, prima cameră roșie. Nu m-am putut stăpâni și am plâns. Pentru că felul cum o privea pe Grațiela, mă privea și pe mine. Și mine m-a durat... Ai spus atunci. M-a durut foarte tare. Eram ca un copil acolo pe canapea și am plâns. Doamne, ce drăguț eram. Așa. Și când am văzut acel sărut cu Xenia, nu știu, nu am simțit că, băi, chiar e sincer și chiar o dorește pe Xenia. Și cred că de asta nu m-a durut atât de tare. Nu înțeles, doar cu scopul de a te face... Geloasă, da. Geloasă. Da. Eu vreau să mai revenim puțin la Gal. S-au făcut strategii? Da. Deci în Gala a fost strategie, 100%. Din partea cui? Din partea fetelor. Dar pot să spun și din... Nu, din partea fetelor. Doar din partea fetelor. Contra ta? Da. Pe l-a votat pe Sorin, care este cel mai votat băiat din casă, cel mai apreciat de public. Păi și ce șanse am eu în față cu Sorin? Nicio șansă. Băieții, de ce te-am nominalizat? Pentru că nu era altă fată, mă gândesc că, și mai ales dacă Larisa l-a rugat pe el să mă voteze pe mine, este normal să mă fi votat pe mine. Și probabil că se gândeau și ei la finală. Și atunci hai să dăm într-un om să scăpăm și să fim cale liberă spre finală. Mm-hmm. Crezi că Larisa a avut un rol important în eliminarea ta? Oricum, dacă nu mă votau băieții, mai mult ca sigur mă vota. Adică asta spune despre persoana ei cât de slabă e. Păi de ce ai da într-o persoană puternică dacă tu te vezi o fată puternică? Cum este Larisa? Doresc să mă abțin, adică nu pot să vorbesc urât despre Larisa. Este perversă? Falsă? Dacă aș afirma aceste lucruri, nu știu, ar spune concurenții că mă ajung frustrările din urmă, pentru că eu, înainte să plec din emisiune, am avut timp la dispoziție o săptămână în care să le spun ce gândesc despre ei și nu am făcut-o. Și doresc să mă abțin să-mi dau cu părerea despre Larisa. Deci nu este o părere bună? Nu. Păi spun doar așa, că este o fată frumoasă, deșteaptă și atât. Se înțelege ce vrei să spui. Ești supărată pe băieți că te-au votat? Nu. Eu nu știu, nu țin așa supărare. Puțin așa deranjată. Pe cineva anume, în mod special? Pot să zic, într-un fel, da, m-a deranjat că m-a votat băieții, că m-am înțeles cu ei, adică mai ales că am fost la început. Chiar ați avut o relație ok. Mai ales cu Ionuț, am spus la un moment dat frățiorul meu, eu mai am că 7 frați. Și cum nu i-am mai văzut de mult timp, de orice băiat mă apropii, îi văd așa ca pe un frate. Dar să pun eticheta la cineva frate, să știi că persoana aia înseamnă că, băi, e o persoană importantă pentru mine. Și m-a deranjat votul lui. De el a spus în gală că este un vot nul, că să mă întorc înapoi. Asta, bine, e o vrăjeală mică, dar trecem peste. A vedea unde să știi dacă e vot nul, pentru că ai avut voturi. Da. După, probabil, a și auzit. Din partea băieților nu a fost strategie? Eu cred că da, a fost strategie. Ok.
totuși a acolo fost. 3-4 voturi. A fost, deci a fost strategie. Cam decisive. Da. Radu nu avea cum să te voteze, Sorin, că i-a avut o relație... Da, foarte bună okay. cu Sorin. Da. V-ați înțeles bine. Tu ai avut vreodată sentimente pentru Sorin, mai mult decât un prieten? Nu, 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 nu. Dar este un bărbat cu un caracter foarte frumos, se comporta foarte frumos cu Nicoleta. Și mi-aș fi dorit ca partenerul meu să se comporte la fel, cum e Sorin. Ți-ai fi dorit o relație precum a lor? Da, sincer, da. Foarte grijuliu cu Nicoleta. Asta am și doresc la partener, să fie grijuliu cu mine, atent. Ce n-a făcut Radu? Ce ți-ai fi dorit din partea lui Radu să facă mai mult? Să fie mai matur, mai impunător. Nu știu, să fie mai diferit. Poate să fie cum e afară. Afară. Mă gândesc că afară e mai diferit, n-ai cum să te comporți așa. În afară, toată ziua numai glume, 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 să fii matur, n-ai cum. Nu cred, nu cred că e așa. Deci te-ai fi dorit ca el să aibă momente mai multe de seriozitate. Da, să fie mai serios. Cum era Sorin? De ce nimeni nu se lua de el? Nu pentru că, vai, Doamne, arată el mai masiv și că, vai, cum spunea Radu, că-i frică de el. Hai, serios, că nu te bate Sorin. Dar felul, atitudinea ta, de asta spetele mereu, nu știu, le enervam cu atitudinea mea. Păi, omule, când ai o atitudine și emane așa, seriozitate și că, impunere, pe asta îmi doresc de lângă bărbatul meu. Te-a plăcut la început de Robert, el era mai matur, da. De Sorin, ai și spus. De da, mă atrag bărbatii ăștia mai maturi. Maturi. Nicolas, da. Care au fost mai multe. Asta m-a atras la el, discuții. Maturitatea. Ai făcut și, nu de mult, niște joculețe cu Cristian. Am făcut-o pentru Diana. Nu știu, băiatul ăsta la 28 de ani nu știe ce vrea, adică nu făcea mai nimic. Și am spus, băi, mă duc în camera roșie să vorbesc puțin cu el, să-l iau așa la interval, să zic, ce vrei cu fata asta? Să afli și tu, că atunci dă pe monitor și vezi și tu. Corect. Ce spune. Și așa îți dai și tu seama dacă e pentru tine și nu. Și ulterior, și-a dat seama că nu e pentru ea. Deci am ajutat-o. Chiar dacă deci i-am fost nu ți-a plăcut niciodată de el? Nu, nu mi-a plăcut de el. Nu, nu, nu. E, nu știu, mărunțel, firav, e micuț. Nu. Mă-l văd cam, nu știu, ca pe un iubit. Dar de niciun alt băiat nu ți-a plăcut din casă? Nu. Doar Radu. Radu. Deci trebuia să vină un băiat cum trebuie. Să-l depășească așa pe Radu. Dacă va intra în casă un băiat care o să-ți placă, o să fie un pic așa... O să-i scriu. Ah! Foarte frumos. O să ia inițiativa cu mine. Foarte frumos. Și trebuia să vină în casă tot așa un bărbat mai matur, serios, impunător. Și nu știu, să-mi atrag atenția din prima. Contează pentru tine prima impresie? Da. Nu știu, să fie atunci, nu știu, o scânteie ceva. Dacă exista acea scânteie, cu siguranță erau șanse să-l uit pe Radu. Vrei să le transmiți un mesaj oamenilor de acasă? Și dacă vrei și lui Radu. Uite acolo în cameră. Lui Radu. Să știi că mi-este foarte dor de tine și îmi doresc foarte mult să... să poate tăia că vine să plâng. Vine să plâng. Și nu vreau să dau satisfacție nimănui. Sunt foarte sensibil. Nu dai satisfacție, te descarci. Ai multă energie strânsă și... Am început să fac live-uri de o vreme, să mă... Mai întâi vorbesc cu oamenii, mai bine poate nu o să plâng. Am început să fac live-uri, să vorbesc cu voi, să mă cunoașteți, să vedeți că Kinga este o persoană bună dincolo de ce vedeți pe ecrane. Trebuie să le mai spun. Am primit foarte multe mesaje în care a spus că dacă eu voi fi eliminată, nu o să vă mai uitați la emisiune, dar vă rog frumos să vă uitați la emisiune și dacă doriți să revin sau să mă vedeți, să văd acolo foarte, foarte, foarte multe mesaje, să o vedem înapoi pe Kinga. Îți dorești asta?
Da, îmi doresc asta, pentru că mi-am revenit, pot să zic așa, mental. Și vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru tot parcursul meu, cu siguranță fără susținerea voastră eu nu ajungeam atât de departe în emisiune. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase de încurajare, pentru apreciere. Mulțumesc pentru tot. Felicitări, Kinga, pentru parcursul tău în emisiune. Mulțumesc. O să continuăm ediția, mai vorbim puțin, mai am alte întrebări pentru Kinga, așa că rămâneți alături de noi, pentru că o să revin miercuri cu o nouă ediție, tot cu Kinga, să povestim.